Salut, sunt Andreea Gofiță și sunt în momentul de față la Târgoviște, unde m-am întâlnit cu Simion, care mi-a propus să facem materialul acesta la un atelier de teatru, de actorie, mai precis, cu Dumitru Acriș. Deja ne știm de 3 zile. Deja ne știm de anul trecut, tot de la un spectacol al lui Dumitru Acriș, dar ne știm mai bine de 3 zile. Și mă bucur că m-ai invitat să povestesc despre școala de actorie pe care o am, în primul rând, pentru că ea e benefică mai multor oameni și cred că și despre mine. Mă bucur că ne-am întâlnit să povestim, de fapt. Școala de fotografie, de actorie, a dans, se numește cum și unde o găsim? Se numește, are două nume, de fapt, oficial. Se numește Atelierele Dacă ar fi și se numește Dacă ar fi pentru că e condiția de bază în a te pune în locul al cuiva, adică în a avea disponibilitatea de a încerca să vezi cum e să gândești ca altcineva sau să ai problema unui altuia și de asta se cheamă așa. Și pe Facebook se cheamă Dacă ar fi cursuri de teatru. N-am fost foarte inspirată când am făcut pagina și o să o modific probabil la un moment dat. Ea a luat loc chiar înainte. Îl lua loc. S-a înființat. Hai să facem de la început, te Da, rog. ești bine, ești bine. Sunt bine? Ești bine. Și cursivă. S-a înființat chiar în... Adică am înființat-o, nu s-a înființat ea, chiar înainte de pandemie. După ce m-am întors din Rusia, unde am avut o experiență foarte puternică, așa, nu știu, și la nivel uman, și la nivel profesional, și oamenii pe care i-am întâlnit acolo și mi-am dat seama că mie mi-ar plăcea foarte mult să predau. Și nu numai să predau, ci tot timpul am crezut că eu am, nu știu, un talent, dacă pot să-i spun așa, în a lucra cu copii și cu adolescenți. Pe de-o parte, pentru că îmi place mult de ei și îmi place că sunt foarte curați, foarte sinceri și foarte generoși. Și pe de altă parte, pentru că îmi place să spun povești și mi se pare că ei sunt cei mai disponibili, cumva. Și atunci ni s-au legat lumile. Dar și pentru că cu mulți ani înainte, eu cumva ajungând la situația asta de zero, de și acum eu ce fac, mi-am dat seama atunci, de fapt, că talentul meu cel mai mare e ăsta, în a lucra cu copii și în a mă înțelege bine cu el și ei și a avea ușurință. Și atunci ei cumva au fost, nu știu, șansa mea de a ieși dintr-o situație dificilă la vremea aia și eu le-am dăruit lor tot ce aveam eu de dăruit și a fost a win-win, ca să zic așa. Și cred că ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că pot să lucrez foarte bine cu copii și că și ei și eu suntem într-un proces de creștere în felul ăsta. Ok, spuneai că te-a inspirat acest demers după ce ai venit din Rusia. Ce ai făcut în Rusia? În Rusia am vrut să studiez la facultatea din Sankt Petersburg actorie. Dar singura mea șansă acolo a fost să fac regie, pentru că eram deja prea mare și nu m-ar mai fi luat la clasa de actorie. Și atunci am făcut o jumătate de an, un an de cursuri pregătitoare și în paralel m-am dus eu așa și am bătut din ușă în ușă și am întâlnit profesori de muzică, de dans, care nu știau engleză și asta m-a ajutat și mai mult să exersez rusa, că trebuia să ne înțelegem. Și am lucrat cumva și în zona asta, pentru că admiterea era practică și era mult bazată pe actorie. Noi acolo trebuia să pregătim și un moment de dans și unul de canto, de cântec. Și unde ai învățat rusă? Am învățat rusă în România o parte, deja plecasem cu 2 ani de cursuri intensive de rusă, la Centrul Rus și în fine și la ASE, unde pe vremea era o profesoară foarte bună. Mi-amintesc că ne trimitea teme la 12 noaptea, corecturile de la teme. Și după aia am învățat în Rusia, la anul pregătitor, tu ai zilnic, cred că minim 5 ore de diferite, în fine, de gramatică, de literatură, de istorie și civilizație, de le faci pe toate cumva. Cum sunt rușii? Poate am avut eu noroc, eu am plecat cu foarte multe prejudecăți. Și evident, nu știu, cea mai clară era aia că sunt cu 50 de ani în urma tuturor. Am ajuns acolo și mi-au căzut așa rând pe rând toate prejudecățile.
Mi-a rămas doar prejudecata că sunt extremiști, și aici zic că poate am avut eu noroc, pentru că, care s-a adeverit, dar eu am întâlnit mai mult extremiști ăia care, nu știu, sunt dispuși să-ți dea tot. Adică genul de oameni atât de buni și de disponibili și de pasionați de ce fac și de întâlnirea cu alți oameni cumva, mai puțin i-am întâlnit pe aia care te zboară pe stradă când merg. Sau... Am întâlnit și de ăștia, dar mult mai puțin. Tu ai fost, înțeleg, într-un oraș mic? Unde da, eu am fost într-un oraș foarte mic, care se cheamă Pskov, care este un oraș de mărimea Slatinei. Dar are universitate de medicină, de limbi străine, de științe, are teatru. Cred că are și ceva legat de muzică, eu n-am fost, dar cred că are. Are inclusiv școală de actorie, adică un fel de colegiu, nu e liceu, e în, de exemplu, dacă ai terminat liceu, vrei să dai, dar e concurență foarte mare și n-ai intrat la facultate, poți să faci între timp colegiu care te pregătește. Da. Și asta, și mă întorc, deși e un orășel de mărimea Slatinei și are toată, nu știu, varietatea asta, oamenii citesc enorm, enorm. Sunt puși la curent cu tot ce apare în Occident contemporan. Îmi amintesc, de exemplu, că profesorii mei citeau Homo Sapiens la vremea aia, care n-a păruse, doar ce fusese tradusă și la noi, adică nu cred că trecuseră mulți ani. Dar și autori francezi contemporani, cred că atunci am vorbit prima dată despre Houellebecq cu unul dintre, una dintre profe. Și pe lângă asta, nivelul de studiu e foarte asemănător cu nivelul pe care eu l-am întâlnit la Sorbona, de exemplu. Dar ce-mi povesteau profii acolo e că în toate orașele mici e un nivel ridicat, nu foarte îndepărtat de, nu știu, Moscova sau San Petersburg, deși toată lumea vrea să se ducă acolo. Și asta m-a bucurat. Nu știu. Bun, mi-ai ridicat mingea la fileu. Ce ai făcut la Sorbona? La Sorbona am făcut un an de studii teatrale. Dar eu am fost tot timpul curioasă de zona asta practică și atunci mi-am ales multe cursuri practice. De exemplu, aveam un curs care era jumătate teorie și jumătate practică despre Artaud. Și aveam, nu știu, niște improvizații pe baza teoriei și a caietelor și a studiilor și așa. Sau, de exemplu, am făcut dans și teatru acolo. A fost prima dată când am făcut dans într-o instituție, pentru că pe vremea aia nu era, adică pe vremea când am dat eu, nu era moda care e acum cu copii. Eu, de exemplu, n-am făcut niciodată dans înainte de a ajunge în facultate. Să încep, nu știu, o grămadă de activități la 4, 5, 6, chiar și în adolescență, tot mi se pare un plus. Ce am mai făcut practic acolo? Aveam un curs de actorie, chiar un curs de actorie și primeam texte contemporane. Și în paralel făceam și teorie, adică am avut și curs de teatru grec și curs de, de renaștere și cred că am făcut, nu cred, am făcut sigur acolo Molière. După care m-am dus într-o zonă mai practică și am fost la master la Paris 8. Acolo aveam mult mai multe cursuri practice. Am avut inclusiv un curs intensiv cu Michel Kokosowski, care a lucrat foarte mulți ani cu Grotowski și atunci noi am beneficiat un pic de toată intensitatea și mult, probabil, din calitatea, nu știu, lucrurilor. Era foarte mult și foarte intens și mie mi-a plăcut asta. Cum e Parisul pentru tine? Ce înseamnă? Ce a însemnat? S-a schimbat în timp? N-am mai fost în Paris de... Nu, atunci. De niște ani. Am avut, nu știu, mix feelings cumva în Paris. Adică, pe de-o parte a fost și spațiul în care m-am întâlnit, nu știu, cu teatru rusesc, practic, adică eu experimentând, pentru că spectacole văzusem înainte, așa, și școala, care m-a bucurat în mare parte. Pe de altă parte, mi se pare că experiența mea în Paris a fost ratată și atunci poate că n-am, nu știu, o viziune completă. Ce mi-a plăcut mie în Paris a fost să mă uit la multe lucruri. Mi-am amintesc că am văzut multe expoziții, multe galerii mici, multe performance-uri. La fel, era prima dată când aveam ocazia să văd, nu știu, astea live și m-am bucurat. Dacă ar fi să revii pentru, să spunem, o lună de zile, just for fun, între Paris și Skol sau cum se numea orașul? Pskov. Așa, unde te duce?
În Rusia, nu știu ce. Aha. Da. Pentru că? Pentru că, pentru ce mă interesează pe mine acum și pentru faptul că sunt foarte conștientă că am un timp limitat și că trebuie să fac mult în timpul ăsta, școala rusească e mai vie, mai puternică, mai bogată, mai actuală și acolo, da, nu știu. Să revenim la școala ta. Școala mea. Deci școala ta, dacă ar fi, da. Nu? Da. Propune ateliere de teatru pentru copii și adolescenți. Sunt de fapt ateliere mixte de actorie și muzică, în sensul în care chiar de la vârstă mică, de la 6 ani, de exemplu, cursul durează 2 ore. O oră e actorie și o oră e muzică. Și cum se întâmplă lucrurile astea? Eu am o temă și atunci actoria împlinește bucățica de temă cu jocuri actoricești sau cu improvizații, dar trebuie să respectăm tema, asta e clar. Fiecare atelier are o temă și există o programă. Și partea de muzică și ea la rândul ei vine și respectă tema respectivă. Mm-hmm. Și atunci noi mergem împreună și la sfârșit copiii cumva au nu doar o activitate mai bogată, ci o cunoaștere mai bogată. Unde și țineți cursurile? În zona centrală a Bucureștiului sunt diferite locații. De exemplu, până anul trecut am ținut la Palatul Universu. Probabil că și anul acesta din septembrie o să revenim acolo. De obicei, informațiile despre spațiu sunt publice atunci când se fac înscrieri. Ok. Cât de important e acest teatru pentru copii? Ce se întâmplă? Părinții, de ce s-ar bucura de asemenea cursuri? Pe mine mă interesează secundar de ce se bucură părinții de ateliere, însă am tot timpul conștiința faptului că părinții plătesc atelierele și atunci eu am o responsabilitate și pentru părinți. Și chiar de dinainte de pandemie, dar pandemia a accentuat lucrul ăsta, s-a schimbat foarte mult motivația părinților. Dacă înainte de pandemie eu reușeam să fac mai mult actorie cu copii, în pandemie accentuându-se cumva problematica asta emoțională și a distanțării și așa, a devenit mult terapeutic atelierul. Adică copiii vin fie trimiși de terapeuți, fie pentru că foarte mulți, da. Și cumva cred că e bine lucrul ăsta, că punând punctul pe ei și cumva creând în laborator lucruri de care ei se tem să le experimenteze în viața reală, în timp, adică e foarte interesant procesul, că vezi că, de exemplu, un copil vine și n-are curaj să te privească în ochi, deloc. Sau că un copil vine și nu doar că n-are curaj să te privească în ochi, el nu interacționează deloc cu ceilalți copii și cumva ușor, ușor, tu creându-i experiențe care pot fi considerate de laborator, el ajunge să capete încredere și îl vezi, de exemplu, că se termină atelierul și că reușește să aibă curaj și să se simtă stăpân pe el, de-aia și eu un atelier mixt, că mi se pare important să ai stăpânire pe corpul, dar și pe vocea ta și atunci, dincolo de emoții, de gând, și îl vezi că devine mult mai curios, mult mai deschis, mult mai curajos, cred că astea sunt plusurile cumva, iar eu am o programă tot timpul și un parcurs al cursului și urmăresc, de exemplu, ce se întâmplă anul întâi sau un semestru întâi, dar care cred că e plusul e că mă adaptez tot timpul grupului și de-a lungul timpului mi s-a întâmplat foarte des să schimb, poate uneori eu punându-mi țeluri, nu știu, teatrale mari și dându-mi seama că suntem într-o etapă în care copiii au mai mult nevoie de explorare emoțională sau de autocunoaștere sau de dobândirea unor abilități. Și atunci am preferat cumva, pentru că greșeala mea era că eu îi consideram pe copii viitori actori sau, nu știu, oameni care, de la care ceream prea mult. Ori ei nu erau acolo de asta și, în general, copiii nu se duc la ateliere de asta și mulți rămân cu bagajul ăsta emoțional și nu doar emoțional. De exemplu, ce fac eu este să le povestesc părinților după fiecare atelier ce am făcut și de ce am făcut lucrul ăla, care-i scopul și în ce direcție mergem. Și am constatat că părinții sunt foarte surprinși pentru că ei aduc copilul la teatru doar cu ideea asta, să vorbească mai tare, să aibă mai mult curaj,
să fie mai dezinvolt, să... Și atunci eu cumva le și fixez niște așteptări realiste înainte. Spre exemplu, eu le voi spune că o fire introvertă nu va deveni niciodată o fire extrovertă, dar că ajungând să... Pentru că și eu la rândul meu sunt o fire introvertă și atunci pot să-mi dau seama și mai bine de asta, dar și pentru că am citit mult, poți să ajungi să îți stăpânești mai bine corpul și asta să-ți dea mai multă încredere. Și asta se întâmplă. Adică eu le fixez cumva niște așteptări realiste și cumva și încerc să fie destul de concrete. Și pe lângă asta, părinții au mult, și nu doar părinții, noi avem așa o părere destul de vagă despre teatru și atunci pentru faptul că tu aduci informații clare despre ce se întâmplă cu un joc, care e scopul lui, cum funcționează emisferele cerebrale, cum le faci să funcționeze pe ambele, cum legi, de exemplu, o atenție distributivă cu corp, voce, imaginație, eu lucrez mult, îmi place mult să fac asta, să aduc așa la oaltă și corpul și vocea și emoțiile și imaginația și, na, ies lucruri. Mișto, de cele mai multe ori, surprinzătoare. Și asta vreau să zic, că asta îi ajută pe părinți să-și dea seama, unu, că merită să fie acolo și, doi, să înțeleagă un pic procesul, adică ce se întâmplă. Plus că asta cu intri în pielea unui personaj e ceva ce nu există cumva în lumea actorilor și atunci și asta contribuie, îl face pe om să înțeleagă că nu e despre asta. Și la sfârșit, de exemplu, eu nu fac spectacol în primul an, fac un fel de lecție deschisă. Pentru că și așteptările astea le setez, că scopul meu nu e să-i aduc pe copii și să-i panichez și să rămână blocați cu trei lumini foarte puternice pe o scenă mare ca să mulțumesc părinții, ci scopul meu este să le dau încredere copiilor că pot spune împreună o poveste bine. Și spunând o poveste bine, descoperă lucruri și despre ceilalți, și despre ei, și lucrurile funcționează ca ansamblu, și ansamblu tot timpul dă încredere. Asta e o chestie care mi-mi place de la teatru rusesc, de exemplu. Ei lucrează extrem de bine în ansamblu. Și asta zic că nu fac spectacol în primul an și luăm cumva traseul dintr-o școală de actorie care are rolul ei, adică trecem prin jocuri care dezvoltă aptitudini, diferite tipuri de aptitudini și sigur că le creștem. Și intensitatea, și nivelul, dar și structura. Și dacă mie, de exemplu, mi-ar plăcea ca la început să am copii care să, nu știu, fie foarte disponibili, îmi dau seama că nu se întâmplă asta și că trebuie să merg mult mai din aproape în aproape, cumva. Și după ce trecem de etapa de jocuri, ajungem la improvizație, după care la situație. Și de acolo construim un pic. Iar la partea de spectacol, eu lucrez tot timpul cu text literar. Nu, adică nu prea scriu eu texte. That's all? Cred că e foarte bine, nu? Da? Nu știu, nu-mi dau seama. Mi se pare că am fost foarte emoționată și că fug mult așa Da, cu mâinile. nu, e bine. Da? Ok. Da. Mulțumesc mult. E foarte bine. Și școala este extraordinară. Sper. Da. Adică e utilă asta, da, chiar săptămâna viitoare o să am, nu în cadrul școlii mele, în after school-uri, lecții deschise și ce am îmbunătățit în ultimii ani e că, de exemplu, lecția deschisă nu e aia în care părinții sunt doar spectatori și participă și ei la atelier și atunci pot să-și dea un pic seama că care e poziția copiilor, pentru că de pe margine părinții au tot timpul, mai tare, spune nu știu ce, ce ai făcut acolo, zi-mi, și participând și ei intră un pic în condiția, mi se pare că se conectează foarte bine părinții cu copiii în etapa asta și că părinții au un nivel de empatie mult mai mare și nu doar așteptări față de copii sau față de atelier și punându-i pe ei să treacă prin, nu știu, fac eu o selecție de jocuri, și mă duc un pic și înspre zona asta emoțională și așa, dar trecem de la jocuri foarte simple, nu știu, de astea, de cuvinte, de la samurai, de la o încălzire care e foarte mult fizică, dar ajunge să fie și emoțională la un moment dat și cumva asta e bine pentru toată lumea.